Volanul pe partea dreaptă nu se împacă bine cu depășirile riscante. Șoferul unui autoturism înmatriculat în Marea Britanie a fost implicat într-un adevărat carambol azi noapte pe o șosea din județul Maramureș. Mașina lui și încă două au fost distruse și trei oameni au ajuns la spital. Am ieșit din partea asta și mergând încolo, numai o pop. Dintr-o dată v-a lovit? Dintr-o dată. Ați încercat să depășiți? Nu, a fost din coace iasă. Am înțeles. Suntem lovit, omule bun, că dădeam cu fața în tine, nu roata. Tu rup roata de la loc și eu veneam în coace pe partea asta și domnul de pe partea aia au intrat în lateral în mine. În timp ce medicii acordau primele îngrijiri celor doi răniți, șoferii implicați în accident au început o adevărată discuție în contradictoriu. Nu reușeau să pice de acord cine a trecut de axul drumului și a declanșat carambolul. Și la mână m-au pauc și o sări rotă. Când o sărgea pe mine, m-au învârtit, s-am dat în mașina aia. Singurul care putea să-i lămurească pe polițiști era șoferul celei de-a treia mașini. Totul s-a întâmplat însă prea repede, așa că omul a fost mult mai preocupat să evite carambolul. Ce s-a întâmplat? O fost mașină în fața mea, s-a atins între ei acolo, l-a dezechilibrat pe ăsta care venea pe sens opus și a intrat direct în. Se fac cercetări pentru stabilirea cauzelor accidentului. Cei trei conducători auto au fost testați pe aparatele glucoze, rezultatul fiind negativ în toate cele. Până la stabilirea vinovăției, oamenii legii așteaptă și rezultatele probelor biologice. Mașinile avariate au blocat traficul timp de o oră, până când măsurătorile au fost finalizate.